În Londra, deși plouă și este răcoare, îi vezi pe oameni zâmbind, se simte această bucurie, această fericire pentru acest moment special, acest moment istoric. E o sărbătoare națională până la urmă, prima zi din cele trei zile de sărbătoare națională, iar britanicii știu să se bucure din plin de asta. Aș vrea să te întreb cum ți s-a părut prințesa de Wales, Catherine, o prezență puternică în momentul în care a intrat în abația Westminster? Ca întotdeauna, o prezență puternică, elegantă, rafinată, decentă. Prințul George, am văzut, a avut un rol cu totul special. A fost unul din cei trei pași de onoare ai bunicului său. A intrat primul imediat în spatele noului suveran. Într-o zi o să vedem în coronarea prințului George, Camelia. Da. Să sperăm că nu va fi tot peste 70 de ani ca cea a regelui Charles. E important de precizat, n-am spus-o până acum, toți foștii premieri britanici care sunt în viață au participat la această ceremonie, au fost 40 de parlamentari care s-au aflat în abația Westminster, iar singurul membru al, doar Rishi Sunak a putut să meargă cu soția sa, toți ceilalți membri ai cabinetului au venit singuri. Regele Charles al III-lea a ținut foarte mult ca la această slujbă de încoronare să participe aproximativ 2100-2200 de persoane. În afară de invitații guvernului despre care vorbești tu, oamenii din guverne și șefi de state, politicieni, invitați de către guvernul britanic, eu am fost mai impresionată de familiile regale ale Europei și nu numai, că avem aici și principii moștenitori ai împăratului Japoniei. Am fost impresionată de faptul că au venit în număr atât de mare, mai ales că este prima ceremonie la care participă și alții regi, pentru că știm, la ceremoniile de încoronare britanice de obicei participau prinți moștenitori, de data asta au venit foarte, foarte mulți regi pentru a-l susține, printre ei și familia regală a României, Majestatea sa Margareta, pe care am văzut-o superbă alături de celelalte familii. Bineînțeles, au venit să-și sprijine vărul, nu-i așa? Noi vă transmitem în continuare de aici, de la Londra, imaginile și informațiile momentului, fiindcă am fost martorii istoriei. Și încă suntem, nu s-a terminat, rămânem aici, pe baricade, pentru a trăi pe viu aceste clipe minunate. Camelia, Vlad, vă mulțumim și vă mai așteptăm. Între timp, iată din nou imagini cu... cu regele și regina, cu familia de Wales, care copiii văd că sunt și ei foarte încântați să facă, desigur, cu mâna cel mic, cu care la un moment dat erau niște informații contradictorii, dacă va putea la vârsta lui, e încă micus lui, să țină pasul și să aibă un comportament rezonabil pe tot parcursul, să nu se plictisească așa cum fac copiii de vârsta lui. Ei, iată, a fost impecabil, și-a învățat bine rolul, a intrat în rol și așteptăm să își facă intrarea Charles și Camilla la Palatul Buckingham în calitate de monarhi încoronați. Suntem, de fapt, observat cu toții că George era foarte conștient de misiunea pe care a avut-o, și-a îndeplinit-o foarte conștiincios așa și mândru de ceea ce se întâmpla. Până la urmă, este un moment istoric și un moment pe care îl va ține minte toată viața. Și în același timp avem în fața ochilor o desfășurare de fast, o desfășurare a ceea ce înseamnă cu adevărat monarhia britanică. Este un moment de prestigiu, un moment de continuitate, de tradiție istorică, un moment istoric, așa cum spuneau și colegii de mai înainte. Este un moment în care se vede cu adevărat că monarhia, timpul monarhiei n-a trecut, că oamenii încă sunt sensibili la ceea ce înseamnă monarhie și monarhie britanică, indiferent ce spun sondajele, că înseamnă până la urmă acel haines care impune și care impune, dincolo de respect, acea demnitate conferită de-a lungul istoriei monarhiei britanice, și că este până la urmă un moment, dincolo de spectaculozitate pe care o vedem cu toții, de eleganță, de felul impecabil în care s-a desfășurat și ritualul, un moment de prestigiu. Este Britishness la cel mai înalt nivel.
Ceea ce mi se pare iarăși interesant este felul în care a fost concepută toată această ceremonie și dar și riscurile cumva asumate ca având în vedere un context economic dificil și provocările contemporaneității în materie de război, de creșteri de prețuri, inflație și așa mai departe, riscurile cumva asumate ca să crească și criticile la adresa unui asemenea pas. Acum, o ceremonie de încoronare, dacă nu o organizezi într-un timp rezonabil de la urcarea pe tron a monarhului, aproape că nu mai are rost. Sigur, dacă își începe domnia într-un război, cum s-a întâmplat, regele Ferdinand și regina Maria au avut încoronarea, nu? În 1922 urcaseră pe tron în 1914, dar a fost loc un război după care a fost o criză, o întreagă schimbare, reforma agrară, au fost nevoie de o așteptare. În cazul acesta, sigur, vorbim de un context dificil, într-adevăr, oamenii pot să fie nemulțumiți, dar câștigul pe care îl aduce un astfel de eveniment și din punct de vedere diplomatic, și din punct de vedere politic, comercial și dincolo de toate social, pentru că întărește, nu, coeziunea națiunii, sunt mult mai importante decât aceste griji care totuși nu ar putea decât ce am văzut să reducă niște momente, dar n-au cum să nu țină o încoronare a unui monarh, pentru că nu avem suficienți bani, britanicii n-ar înțelege așa ceva. Dar exceptând națiunea britanică, la modul general, suntem martorii unui eveniment. Pentru voi ce înseamnă monarhie? Ce înseamnă a fi... Monarhia, sigur că este o formă de guvernământ și trebuie să o privim în felul acesta ca un sistem politic care are în spate o întreagă mitologie. Aproape, cum a spus. Dar doar pe asta se bazează? Da, dar în esență este ceva foarte profund. Acolo e o viziune asupra vieții, o filozofie, nu? Concepte precum familia, Dumnezeu, națiunea sunt închegate într-o formulă pe care o vedem atât în exprimările ei subtile, pompoase, rafinate, cât și în decizii de oameni de stat. Pentru că asta este monarhia, nu o școală de oameni de stat și toți trebuie să fie pregătiți. Îi vedem ori foarte tineri, ori la vârste onorabile, jucându-și rolul de când se nasc până închidă. Și în același timp o societate în care fiecare își cunoaște rolul și locul său și în care se respectă elitele. Foarte frumos spus. Ne apropiem de intrarea în Palatul Buckingham? Da. În același timp, la această încoronare, pentru că s-a vorbit mai devreme de considerente economice, trebuie menționat și faptul că Charles al III-lea a preferat ca participarea la această încoronare, dincolo de criteriul aristocrației, să fie și cel al meritocrației. Au fost foarte mulți invitați dintre cei care s-au remarcat prin opere de filantropie, prin caritate, prin fel de lucruri făcute în coeziunea socială. Și acest lucru contează foarte mult, nu doar pentru britanici, cât pentru ideea pe care se va merge mai departe în ceea ce privește domnia lui Charles. Va fi un monarh care va pune un accent puternic pe coeziune, pe solidaritate umană, pe ceea ce înseamnă empatie. Va coborâ acea rigiditate cu care ne-am obișnuit în ultimul an la regina Elisabeta II.